facem o repetiție. Trebuie să respectăm datele. Am îmbrăcat obișnuit. Actorii basarabeni sunt extraordinar de talentați. Marea problemă este că nu ne întâlnim mai des. E o mare problemă și o mare frustrare. Am avut emoții, fiindcă din copilărie mă tem de înălțime, așa că... Конечно, интересно. Краны поднимаются. Ничего не понятно, но интересно. Поборись! A fost foarte șocant, într-o parte, să-l văd o mireasă. Prima oară ne se întâmplă așa ceva. De la ce ați salvat-o? Nu știu. Cred că am salvat fericirea. Ia-ți mireasă din oameni. Așa, gata. Ca operator secund nu fac nimic special, doar ajut. Pentru că există niște diferențe dintre o producție de film în România și aici. Cred că stăm faptul că aici se filmează mai puțin și există multe lucruri care le inventăm pe loc sau găsim niște soluții care sunt uitate în altă parte. Toți avem interes să filmeze aici cât mai mult și să vină și alții. Secvența 32-6 transferuri. Mac. Set? Acțin! Tinerii, o privire înapoi. Ambii. Ambii, încoace. Încoace, eu sunt jos. Foarte frumoasă că trece pe aici. Ce mamă, nu mai rezist. Sunt pe centimetru pe dată, sau cum e referat. Regățenilor, bloților, mancuților. Tăietură. Ba! Acțiune, mai repede! Regățenilor! Idioți! Mancurtilor! Mancurților! Ce înseamnă, mancurt? Răgățeni idioci ești. Tema asta cu întâlnirea a două culturi, care de fapt e aceeași cultură, dar cu diviziuni, cu subdiviziuni, e o chestie absolut fantastică. La anumite faze ne se pare că suntem extraterestri, unul vis-a-vis de alții, și în același timp suntem atât de aceiași. Bine că Napoleon e... Cum să zic, e mixt. El fiind căsătorit cu basarabeancă, a gustat și el din cultura noastră. Filmul va veni cu ceva necunoscut aici, dar și dincolo. Pentru multe lume din România, problemele astea nu există, fiindcă nu cunosc Basarabia, nu știu ce e Basarabia, nu cunosc ce înseamnă relația care se formează acum între românii de aici și românii de dincolo. Și ar fi bine să fie cât mai multe
proiecte de acest fel, fiindcă arta, dincolo de multe alte domenii, apropie cel mai bine oamenii. Vorba de dragoste, totuși. Asta cu culturile... Uite, trebuie să o iei frumos, frumos, uite, uite și tu, le iei frumos, te privești în ochi, sentimental, o iubești, de la ei, nu știu, asta n-a fost, asta e proastă, cat. Acțiune, merge Mireasa, da, Mirile, te oprești Mireasa. Și dacă uneori ea sparge bele mari, dar așa e dragostea mea. Acțiune! Iubirea asta nu ți-i ideal pe vare, asta nu ți-i stifă-ți în drum în sandale. Iubirea mai multe emoție. Da, 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 frumos! Sărutați-vă! Îmi plac foarte mult ochii lui și exact asta mi-a spus și el mie. Și e foarte important. Nu știu, ne transmitem anumite lucruri și în viață. Era ciudat puțin la început, dar vedeți, am o port tot timpul și am început să mă obișnuiesc. E interesant, știi? Vlad mi-a zis, Vica, eu niciodată nu o să fac o nuntă în Basarabia. Și am zis, da, Vlad, mai vedem. Tu? Eu n-am zis asta. Nici eu. A, nu știu, dacă ți iubești Mireasa, faci nuntă și pe... Ce contează? Exact. Are vreun păi nu. Sau nu-ți faci nuntă. La ce mai trebuie nuntă? De regulă, în realitate, sunt cam depresiv, cam stresat. Dar când e vorba de film, cred că aici toți cam au câte ceva anormal și ne înțelegem foarte bine. Inclusiv domnul Napoleon. Bonaparte, Monsieur le Roi. Vica, tu ești steaua mea pe cer. Tu strălucești de-a lungul lui Eter. Cu tine sunt un visător. Iar Vica-i spunea, Vlad, de atâta timp noi ne iubim, e timpul să ne căsătorim, să ne creăm un viitor. Așa am ajuns la Chișinău, la nunta lor am fost prezent și eu, și-n chin paharul în cinstea lor, că-i sunt copiii lui Orfeu. Și se iubesc cu al iubirii doi. Să fie lumină! Aplauze pentru cea mai mare veniță din Moldova! Și acum urmează valsul miilor! Miniță copiați la dan, stai de grijă cu dansează, că după mine sunt roții veseli îngrășați, vor da bani și mai mulți! Dans! Nunta se face în grabă după scenariu și e un pic dezorganizată, știi? O să facă bine. Cred că o să semene cu o nuntă moldovenească. Regizorul a încercat totuși să aducă în această nuntă obiceiurile moldovenești, dar eu cred că aici este principal nu nunta moldovenească, dar linia de subiect care se întâmplă între personajele principale și conflictul principal, adică obiceiurile sunt printre altele, adică să fie așa un anturaj.